Cu dinții Da. Dar... Uh, ce? Chiar, nu știu, sunt curios. I-a plăcut -și cu aparat dentar. Aici? <coughs> o oh, ce? Stai, ce? Mamă, ce? Am fost, uh, sincer, norocos. Da, când are ea 15 tu 20... <sus> uh, nu. De cât timp faci sală? Hmm, de câțiva <sus> ani cu întreruperi? Doamne! Are memorie foarte bună. Da, da, da. Dacă n-ai făcut lucruri pe care să le regreți, salut și vă mulțumesc că sunteți pe canalul How Men. Continuăm seria cuplurilor la detectorul de minciuni cu, pentru că ați vrut la comentarii și mi a zis, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda. O să facem videoclipul de astăzi, evident, despre Cleopatra Stratan prima dată de la testul poligraf, dragi prieteni, mă aici cu Octavian și invitații mei de astăzi, nu doar că formează un cuplu de trei ani, dar sunt și căsătoriți de doi. În aproape zile dumneavoastră, Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Sau Cleduții, cum ni se mai zice. Cleduții? Cleduții, da. Serios? N-am și eu niciodată această poreche. Toată Combinația noastră de nume. Da! Practic. Aaaa, Class Class and -o and -o and -o cu de cuplu! Da, 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 da. Deci noi suntem o echipă și asta, asta, asta știe toată lumea, efectiv. Am înțeles. Ok, ce cred eu despre partea asta, că e destul de drăguț, cred, la modul, sunt un cuplu și sunt fericiți împreună, se iubesc, asta e foarte bine. Eu ca bărbat, dacă ar trebui să fiu în poziția lui și să zic leduți, aș lăsa-o pe ea să zică, nu știu, dar nu neapărat că nu trebuie să faci din astea ca bărbat, că eu zic multe lucruri de genul ăsta și lumea spune, hai mă, nu fi chiar așa nu e vorba că mă abțin eu, nu vine, nu știu, chestiile astea mai mi se par mai drăguțe în privat sau să le zică fata, așa ca bărbat nu am o afinitate foarte mare pentru sensibilități de genul ăsta verbalizate. Nu văd de ce. Eu da. Că patra și ghiță, sigur s-a mai făcut gluma asta. Da, se da. Mai zice. La început, acum suntem în creduții. Creduții, bun. Da. Creduții sunt aici, de noi, dragi prieteni, și uh, ai pregătit un set de întrebări. Da. Primul vreau să știu dacă ai emoții că o să te minte, o patra. Că, Mă, sincer, nu știu dacă o să mă mint, am emoții, ca și cum aș fi eu pe scaunul ăla, o să urmez, știu, dar... Uh, ce? Chiar, nu știu, sunt curios. Chiar sunt curios ce răspunsuri o să dea și care o să fie... El pare mai emoționat decât ea. Că a întrebat ea de ce, el pare un pic mai emoționat decât ea. Pozitive. Să începem. Bun. Prima întrebare. Te rog. Ești pregătită? Stai așa că mi se pare, Shelly, nu știu, a zis la un moment dat, n-am prins faza, ei ci că sunt împreună, sau erau împreună de trei ani la vremea episodului și acum sunt uh, și căsătoriți, de fapt. Ți-a plăcut de mine cu aparat dentar? Da. Este sinceră. Direct s-a uitat la el? Da. Mamă, ce... Deschis, a fost. I-a plăcut și cu aparat dentar. Uh, și eu am purtat aparat dentar, uh, că era un dezastru și am făcut ce s-a putut. Și eu am purtat aparat dentar, bro, și nu mi-a plăcut deloc cum arătam cu el. Mie, nu știu, pentru mine a fost o experiență neplăcută. Nu-mi plăcea să zâmbesc cu el, să... Sinceră? Bun. Întrebarea numărul 2, care cumva are legătură cu prima, dar uh, este un pic altfel. Ți-a plăcut de mine cu dinții strâmbi? Da. Cu dinții strâmbi? Ia uite, direct, da? Nu știu, din prima pare că e o fată care nu are nimic de ascuns. Aici nu ești <laughs> Ou, oh, ce? De, stai, ce? Mamă, ce? Dar nu, nu știu. Nu cred. Sau, stai. Da. Efectiv, cumva o cred. Pentru că știu și cam cum e ea. Și el e destul de nemasculin și cu toate astea ea e cu el și vrea să fie cu el și toate cele. Da. Iubire nici mie nu mi-a plăcut de mine, așa că e ok. Ba da, mi-a plăcut, nu știu ce zice testul ăla. <laughs> Cât timp ai putat paga dental? Un an jumate. Doar un an jumate? Da. Am fost uh, sincer norocos. Păi hai zic, că de mulți... dentiști de ăștia da, termin. Da, da. Nu domnule, doar șase da. luni, ia da încă șase luni, ia da încă un an, ia da... Nu, doamna doctor ortodont, pot să-i spun numele? Da, te rog. Anca Stuparu, mulțumesc. Mi-a zis un an jumate, un an și patru luni a fost. Chiar. Bombă. Da. Bombă. da. Eu m-am îndrăgostit de la prima vedere. A durat 2 ani până să recunoască și el asta. Am înțeles. Sau până să ne apropiem efectiv. Dar eu, când am văzut pe 7 februarie 2018, atunci mi-a... S-a picat cu tronc. S-a picat cu tronc, da. Am înțeles. Legat de asta cu dragoste la prima vedere și este mai... De fapt, nu știu dacă este mai caracteristică femeilor. Ce vreau să spun este că o dragoste mai hotărâtă, mai sub forma unei decizii. Este caracteristică fetelor și femeilor, că băieții se pot îndrăgosti și ei la prima vedere foarte bine, dar a, ce frumoasă e, nu știu, se blochează așa într-un vis, însă ea e nebunită după el și după care zice trebuie să-l obțin pe tipul ăla, trebuie să-l am pe omul ăla. Și uite, aici o chestie foarte interesantă pe care a zis-o ea, m-am îndrăgostit de el la prima dată când l-am văzut și după aia i-a luat 2 ani să realizeze și el asta. Adică ea a stat un pic de el și a venit mai repede dragostea pe care o avea ea. Asta e destul de important pentru felul în care începeți o relație. Ea să te placă sau să pară că te, placă mai, că te place, mă scuzați, mai mult decât o placi tu. Raportul ăsta de superioritate al tău ajută mult pentru atracția ei și pentru sentimentul ei că s-a combinat cu prima ei opțiune. Că este cu un câștigător, că este cu tipul pe care și l-a dorit cu adevărat. E foarte important. Nu e orice tip și după aia la un moment dat s Nu e exact tipul pe care l-a vrut. Foarte importantă chestia asta. ia Na, distanță. ea exact. stătea la Chișinău. Da. da. Tu și în București. Eu eram în București. Și vârsta? E diferență mare Dar de vârsta? 15 5 ani. ani. A, și ok. Și tăi 20. Da. da. A. Mamă, 15 ani. Când aveam 20 de ani, au încercat să comine cu mine niște fete de 15 ani într-un tren. Erau la liceu în București, într-a noua sau... Mamă, mi s-a părut super dubios că au 15 ani și eu am 20, eram nu, când ai 25 și ea 20 e total altă discuție. Dar când are ea 15 și 20, e, nu. Am și am, am zis, interes. stai un pic să ne cunoaștem, să vorbim, să... Da, și reclamă asta Noi Nici nu știu dacă era atât de atras de ea la 15 ani. Da, sunt fete care sunt foarte dezvoltate la 15 ani, dar față de fetele de 20 cu care poți să stai tu, stai că nu se compară. Dar sunt fete care pot să fie foarte dezvoltate. Dar cât de dezvoltate? Mai înțelegeam 17, 18, altfel poate să fie atrăgătoare pentru tine. Atunci lucram, adică lucram foarte mult în studio, îi compuneam piese, adică lucram. Eram la stadiu de prieteni, știi? Uh -huh. Și cu trecerea anilor, am înțeles. Regreți că după succesul din copilărie ai făcut pauză? Nu. Te este sincer. Eu vă spun. Cât de lung a fost pauza asta? 12 ani. 12 ani. Bine, 12 ani vizibil. Știi când zici de cât timp faci sală? De câțiva ani cu întreruperi. C cât de lung a fost pauza? 12 ani. Adică, nu e ca și cum după succesul de la 3 ani am dat stop total. Nu am mai fost atât de în lumina reflectoarelor, dar am mai scos am mai scos încă trei albume, după am mai avut concerte, nu e ca și cum n-am făcut nimic okay. după asta. Și când s-a pus stop total? Da, a stop total în sensul în care eu cu familia mea ne-am mutat înapoi la Chișinău da. și după aceea am mai lansat piese, dar n-au mai avut un impact atât de mare cum a fost Ghiță. La da, despre da, da. Despre asta. Ce accent are fata, nu se vede deloc că e din Republica Moldova, nu are niciun pic de accent, sunt moldoveni care nu au deloc nu că ar fi fost o problemă sau ceva, dar interesant, ce curat vorbește. Da, vorbesc și cumva m-am relansat în industrie oficial în 2018 cu Te las cu inima. Dar se poate că eu ai vreo amintire de la ghiță. Da. Tu ți-ai aminte cum a fost filmarea, adică de la trei ani ai aminte, aveai trei ani atunci. Tu îți dai seama, mă, trei ani, săraca fată la trei ani, toamne. Are memorie foarte bună. Da, 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 am amintiri. Și spre ce atunci, adică, Da, adică mi se părea, nu știu, ceva nu că ieșit din comun, dar mă refer că îmi plăcea, mi se părea că parcă sunt făcută să fac asta. Citaie. Și îmi plăcea foarte mult. De exemplu, știu, am avut concertul de lansare și după am venit acasă și l-am întrebat, întrebat, pe tata, zic, tati, dar mâine unde mai cântăm? Adică mi-a plăcut foarte mult. De taie. Perioada aia, da, și am... Mamă, dar trei ani, cât, cât te poți să-ți amintești de la trei ani? Dar oricum nu știi ce se întâmplă, adică simți. Dar nu conștientizezi. Mintiri uh, rupte așa de, și de la filmările clipului, dar uh, multe sunt luate și din arhivă. Uh -huh, adică uh -huh. tata a avut grijă să filmeze tot ce s-a întâmplat în perioada. Mai ții minte? Cine a avut ideea cu, cu fata cu diamantanul mare? Adică... Ideea de la de la, la ne-am dus să cum, uh, magazin. De la toată... Este sincer. Cam... De la rochiță. Da. Ce da, taie. Da, da. Hai să vedem altă întrebare. Foarte tare. Crezi că e o greșeală? că ales să mergem la America Express? Nu. Este sincer. N-aș fi zis la întrebarea asta. Nu, nu este o greșeală pentru că nu regret nimic în viața asta. Absolut tot ce mi s-a Nu Dar ai niciun regret. Nimic, absolut nimic. Deci nu... Dacă n-ai făcut lucruri pe care să le regreți, nu regreți. <gânt> Bine, și dacă ai făcut și ai trecut peste, nu au consecințe permanente. Eu am observat că regretăm lucrurile care au consecințe permanente, care ne afectează foarte tare pe termen lung. Dar dacă nu, chiar dacă a fost groaznic pe moment o decizie nasoală sau o situație care s-a întâmplat, ești ok. Dacă nu are repercusiuni pe termen lung, ești ok. Nu regret nici ce mi s-a întâmplat, nici de bine, nici de rău. Te așteptai vreodată să te ceri de nevastă? Da. Este sinceră. Da, și am să-i zic și de ce. De ce? Pentru că fratele meu a presimțit că Edi mă va cere de ziua mea. De ziua ta s-a Da, da, la 18 ani, chiar la majorat. Major... Mamă, a cerut-o la 18 ani. În spațiul ăsta din care fac eu parte se spune că o fată cu cât o e mai de tânăr... bine, mai de tânăr nu înseamnă la 15 ani, nu, Doamne ferește, înseamnă la o vârstă de adult, dar să nu aibă timp să acumuleze traume prea multe, să fie în perioada în care e într-o fereastră de fertilitate, de frumusețe, lucrurile de care sunt interesați bărbații. Dar dacă e prea mică, adică uite, uite cum se uită, nu mai știu cum îl cheamă pe domnul ăsta, care, care face testul poligraf. Chiar vrea să afle, 18 ani se uită și el așa, Jesus Christ! E foarte complicat să menții o relație pe termen lung sau o familie în ziua de astăzi dacă tu Depinde, depinde, ce fel de fată e și, ce fel de, și fată și băiat, dar la fete depinde ce fel de fată e cum a crescut. Ea dacă l-a visat pe el de la 15 ani de când l-a văzut, era îndrăgostită și va fi în continuare și este, pare că e foarte ok cu el. Se poate, adică sunt oameni care sunt așa împreună toată viața sau oricum o perioadă lungă de timp, dar asta e o fată care, mă rog, așa a fost educată, care exact, el e exact pe stilul ei, a plăcut foarte mult de el, s-a îndrăgostit și sentimentul ăla e foarte puternic. Deci o combinație de impact pe care el l-a avut asupra ei Plus felul ei de a fi ca stil de viață Că totuși la 18 ani să te căsătorești El n-a avut nici el prea mult Având 23 atunci Dacă e cu 5 ani mai mare Lucrurile astea poate să fie foarte urâte în timp O să vedeți Nu doresc așa ceva, Doamne ferește Nu doresc să se strice niciun cuplu Doamne ferește Dar și la celelalte pe care le-am făcut Shelley cu Smără Mario cu Alexia foarte complicat dacă ai fost cu, indiferent cât de mișto e persoana aia, foarte complicat dacă ai fost toată tinerețea ta cu aceeași persoană în ziua de azi. Chiar la 12 noapte. La 12 noapte. 100 de trandafiri. Da. Unde, unde s-a întâmplat La studio unde ne-am cunoscut. Da. -am. Mamă, deci s-au legat așa, perfect. Păi știi de... de ce? Deci. Pentru că pe noi ne legam muzica. Mm -hmm. Noi acolo, mă rog, n-am primul contact acolo. Dar acolo ne-a revăzut. Eu acolo m-am îndrăgostit de el, gen, ca să Da, înțelegi. locul ăla ne-a dus cumva, ne-a ne, -a, ne -a apropiat foarte Ce mult. Și drăguț. Și am zis, bă, cerea asta puteam să o fac într-o țară străină sau organizat cu ceva, cu camere și așa, dar să fie intim. Foarte tare. E adevărat că pe mine m-ai sărutat prima dată în viața ta? Da. Primul tău sărut? Da. Wow. Sincer. Sincer? Ăsta săracul care face, care face testul poligrafie, da, peste cap, e săracul acolo pe scaun. Sincer? Da, da, da. Nu okay. Așa cum am și zis, el este primul și ultimul meu bărbat. Băi, Mamă! Deci e foarte hotărâtă, e foarte posibil ca exact așa cum și-a imaginat ea să fie toate lucrurile și ei să rămână împreună toată viața, cel puțin din partea ei. Sper că și din partea lui să părăsești o fată de genul nu prea e o idee bună. Sper că o să le reziste relația cât se poate de mult, pentru că mamă de ce nici măcar n-a mai salutat. Dar să știți că și asta e o chestie. Deci dacă ea nu a avut cine știa ce atracție niciodată pentru un alt tip, sunt împreună de mici și așa vrea să trăiască, nu are curiozitatea să iasă să experimenteze, să mai cunoască altceva și ea are povestea, e, idealizarea aia în cap de e primul pe care l-am sărutat și ultimul și așa, s-ar putea să-i fie, știe că atunci când ai trăit sănătos toată viața, și nu pui țigară în gură, nu vrei să fumezi, nu... eu de exemplu am fumat o groază, eu pot să și fumez să nu fumez, dar știu cum e și nu mă ferez de țigară, însă sunt oameni care au fost sănătoși toată viața lor și n-au fumat și nici nu-și imaginează să ardă o țigară, să tragă fum, să se neacă, li se face o scârbă, înțelegi? Deci așa și ea, e posibil tocmai pentru că n-a avut nicio altă experiență să fie, aici sunt două posibilități, ori să fie curioasă la un moment dat cum este altcineva și să nu mai fie atrasă de el, ori să știe că exact asta ăsta stilul ei, e bărbatul ei toată viața și nu o să se gândească la altul. Sau mă rog, poate chestii mici de care nu-și dă seama, insesizabile. Dar e greu de spus că sunt foarte tineri, însă pare hotărâtă. Ce frumos! Ce tare. Dar nu vă luați după povestea asta, majoritatea oamenilor nu o să funcționeze așa. Crezi că ar trebui să stau mai mult acasă și mai puțin la studio? Nu mm, uneori da. Sincer. Sincer. O să fac tot posibilul. Da, dar nu mă supăr pe treaba asta, pentru că știu că se duce la studio ca să lucreze. Același lucru fac și eu pentru că lucrăm împreună. Deci. Pe o scară de la 1 la 10. Înțelegătoare fata. Da, și-ar vrea să stea mai mult cu el, evident. Nu știu, pare toate fetele astea pe care le-am comentat par super la locul lor, în afară de Erika. Erika e pe anumite părți, cel puțin când vorbește. Când vorbește e mult mai ok decât când cântă, din punctul meu de vedere. Dar, na, nu se compară cu Alexia, cu Cleopatra, Stratan și cu Smără, vă dați seama. Pentru... 10. Pentru relație. Profesional, poate e mai șmecheră decât ele. Cât de mult îți plac sarmalele lui soacră? 10. 10? Da. Sincer. <gri> o rețetă consacrată. Băi, e ca un, adică arată ca un adult, ca un adolescent, dar e ca un copil, așa, e atât de inocentă. E un lucru frumos, adică e ceva frumos între ei. Place. -mi. Deci, înseamnă. deci uh, mama lui îi foarte bine și face cele mai bune sarmale pe care le-am mâncat vreodată. Ți-a plăcut în luna de miere? Uh, perioada da, nu mi-a plăcut țara. Sincer. Sincer. Deci mă duc singur în Sardinia. Că... Îi place foarte mult Sardinia. Și am mers pentru că el a fost alocuit acolo și mi-a zis hai să mergem în Sardinia că merită. E și foarte aproape. Zic, super, perfect. Și deci nu ți-a plăcut luna de Nu mi-a plăcut Sardinia. Luna de miere, noi cum am petrecut, a fost super. N-am avut ce să zic. Dar... Locația. Locația, da. Mi-ar fi plăcut... Acum uitându-mă înapoi, mi-ar fi plăcut să, să, mergem în altă parte, dar iarăși. Nu no regret. <laughs> Acum țineți-vă bine. Ia. Yeah. Legat de asta cu Sardinia, legat de asta cu Sardinia, în principal ea probabil n-a zis nimic pentru că era dorința lui și a zis că o respectă pentru că îl iubește și na, el e bărbatul toate cele. Totuși aici din partea lui ar fi bine să fie atent să se revanșeze într-un fel în care să o ducă, ducă într-un loc în care chiar să-i placă. Bine, ia. Yeah. Ți-ai vinde o pereche scumpă de pantofi ca eu să pot no. să-mi iau o chitară? <coughs> nu? <coughs> A, ah, ca să-ți o chitară? Da. Hai să mă gândesc. Țin foarte mult la pantofii mei. Foarte mult. Are colecție. Are, cred că, aproape 70 de perechi. Mm. 70? Da. Doar de tocuri. Wow. Ai... Da. da, na, e fată. Dacă poate am mai auzit chestiile astea. Și eu sunt foarte curios. Dacă... Și ți ar plăcea foarte mult chitara aia. Știu ce chitara îți place foarte Așa. Mult. Să zicem, prin absurd, că n-am avea niciun ban în casă. Așa. Și ai vrea foarte mult să-ți cumperi acea chitară pe care ți-o dorești tu. Nu te aș Aș, fi dispus să-mi vând o pereche de pantofi. Sincer. Deci în ultima instanță. În, în ultima e. instanță. Deci, e ultima. Dar vezi că e și deșteaptă, știe cum se pune problema, adică ia toate condițiile, dacă așa și așa și așa, da, eu răspund sincer, da. Să nu zică din prima nu, că poate ar zice nu, dar se gândește la ce își dorește pentru el și zice dacă s-ar pune problema așa, atunci da. Și reușește să, să și gândească foarte clar ea. Mișto. Da, întrebarea acum spune, dacă n-ați avea chiar niciun ban în casa asta, ar fi prima chestie. Pe Doamne care... ferește. nu da, știu ce chitară își da, da, da. dorește el. Deci mai aflu și eu niște lucruri noi aici la, la da. voi. Te vezi? Dacă ai ceva pe suflet, sunt prima persoană cu care vorbești? Da. Prima, prima. Da, pe tine te sun. Sincer. Bine. Pe tine te sun. Mama, deci, deci felul în care răspunde, ea, da, da, da. E foarte. și zice foarte multe dauri, adică către el. Ai vrea să te muți din nou în chișinău? Nu. Minte? Minte? <laughs> ok, deci pe fata asta eu nu pot să o prind când minte. Vezi, asta, despre asta vorbeam. La celelalte mai dădeam seama, bă, feminitatea. Am puritatea. Știu că aici se zgârie pe ochi, se cringiuiesc, se cringiuiesc toți feminiștii, a zice ceva, dar am un respect față de faptul că fac videoclip despre ea și despre el și de-aia nu vreau să vorbesc curât. Am făcut un videoclip pe TikTok în care am explicat că femeile au o putere mare, dar nu e puterea pe care încercă să o împrumute de la bărbații, e altfel de putere. Deci uite, Fata asta, felul ei de a fi, calitățile ei și așa mai departe pe care le-a demonstrat până acum, nici nu-mi dau seama când minte. Eu mă mai uit la un omul îl mai analizez, dar la felul ei și săritor așa de a răspunde, păi asta te, te bagă în buzunar, mă. Asta e puterea femeii. Dacă ați fi mai multe, mai deștepte să vă prindeți de chestiile astea, ar fi perfect. Dar ele încearcă să fie cumva un fel de bărbat, un fel de combinator, un fel de bombardier. N-aveți cum. Au încercat să, bateți, să ne bateți la jocul nostru, nu o să meargă, decât cu proștii sau cu băieții prea sensibili, da. Dar dacă vrei să fii femeie care să domine bărbații, domine cu energia feminină. Nu vreau să mă mut în Chișinău. Îmi place să mă duc la ei acasă. Da. Îmi place să mă întorc la ei acasă, dar nu m-aș mai muta din nou în Chișinău. Poate are perioade în care ar vrea să stea acolo sau... E tânără, vrea să fie și ea într-un oraș unde sunt tot felul de oameni, de locuri, de oportunități. Nu zic că nu sunt Chișinău, dar dacă stai în București, evident e exponențial mai mare, mai bine. Nu, deci, nu, repet, îmi place să mă duc acasă la ei să-i vizitez, îmi place orașul, am cunoștințe, am rude, practic toată familia mea e acolo. Uh -huh. Dar uh, nu m-aș muta din nou înapoi, pentru că aici abia așteptam să mă mut la București. Aici practic e nucleul carierei mele. Corect și abia aștepta să se mute. Deci dinainte voia. El, el? Aici? Dacă ai fi să vină el cu tine acolo să se mute? Nu prea, ai ce să faci acolo. Da? Trebuie să fie aici, da. Ok. Exact ce vorbeam. Da. Mi-ai ascuns vreodată ceva grav? Nu. Sincer. Dar ceva așa nesimnificativ, e, ai ascuns vreodată? Nu cred. Nu. Păi zic tot, dacă se întâmplă ceva sau dacă știu ceva. Mama, fata asta e prea curată, ești nebun. Sau așa pare. Nimeni nu e atât de curat, dar totuși. E, mă gândesc la, îmi face să-mi regândesc viața, efectiv, așa, adică am rupt cluburile 10-12 ani, am băut, am fumat, nu mai contează. Am făcut prostii. Am făcut și multe lucruri bune, dar am făcut prostii. N-am făcut rău, nu m-am luat cu oamenii la bătaie sau am furat de la ei sau ceva, da? Pentru mine personal. Și când vezi un om așa curat, așa e incredibil. De fapt, mi se pare o nebunie, mă, faptul că fetele încearcă, li se pare o idee bună să... De exemplu, eu am zis ce am făcut, da? Ca să le apreciez eu, ca să le aprecieze bărbații, încearcă să facă mai multe mizerii ca ei. Ce strategie proastă! Nu, genul ăsta de fată trebuie să fie, genul ăsta de femeie și îl pui pe unul cu botul pe labea, poate nu din prima, dar fetele au fantezia aia că îl găsește pe unul țăran, nesimțit, uh drogalău, dur, un pic necizelat, am termen pentru toate, pentru toți băieții de pe scara asta durității. Și au, au ideea că găsesc un om care trebuie un pic cizelat și că el o să facă asta. Păi nu poți să faci asta dacă și tu ești la fel. Poți să faci asta că ești o femeie ca lumea, o fată feminină. Dacă ești gen ca ea, genul ăsta de fete, într-adevăr, poate o să stea după unul pe la început cât e el player și așa, dar o să-l și cucerească, pentru că asta e atitudinea pe care nu o uită niciun băiat. Va aflu ceva, te sun imediat. Da, sunt foarte asta. sincer unul cu celălalt. Nu, nu putem să ne mințim, nu... Nu am de ce să... Că, na, până la urmă, e un lucru foarte important pentru noi, treaba asta cu sinceritatea și dacă ne ascundem chestiile... Bine, dacă e vorba de o surpriză, de exemplu, da, nu, și -apare, nu trebuie... -apare da. -apare da. -apare nu, e surpriză. surprize. Da, sau... în rest, nu, nimic. Gata. Asta au fost toate întrebările? Asta a fost da? toate. Destul de sinceră, destul de sinceră, de sincer, patra. Uh, hai să te vedem pe tine! Îl vedem pe el mâine. Astăzi acesta a fost videoclipul pentru voi. Cleopatra Stratan nu prea am studiat-o până acum. mă amintesc când a făcut melodia cu ghiță, nu mai știu câți ani aveam eu, dar eram considerabil mai mare decât ea. Și după aia n-am mai auzit nimic de ea și o văd pe Cleopatra Stratan dintr-o Și am ok. Par un cuplu foarte bine închegat și pare că e foarte hotărâtă pe asta cu el toată viața și așa mai departe. Să știți că lucrurile se pot schimba și pot, exista multe surprize de-a lungul vieții, surprize care chiar ne dau peste cap. Dar momentan nu știu ce să zic, pare totul excelent acolo. Cel puțin în partea ei.